Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu și-a deschis porțile pentru practica studențească. Viitorii asistenți medicali vor învăța direct de la medici cum să trateze pacienții. Ajutorul este unul reciproc pentru că unitatea medicală are o criză acută de personal. Peste 300 de studenți fac practică la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Unitatea medicală a încheiat un protocol cu 5 unități de învățământ din oraș. În Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, la acest moment, există protocoale încheiate de colaborare cu 5 școli postliceare, respectiv facultăți, care pregătesc cadre medicale medii. În urma acestor protocoale încheiate, un număr de 340 de elevi, respectiv studenți, desfășoară practică în instituția noastră. Practica la patul bolnavului le vine mănușă studenților care vor să devină asistenți medicali. Ajutorul este reciproc, mai ales că la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu este criză de personal. Ajută în primul rând activitatea viitoare a cadrelor medicale și după aceea putem spune că ne ajută pe noi salariații. În primul rând vrem să contribuim la crearea unui mediu și a unui fond propice dezvoltării intelectuale a viitorilor absolvenți, a viitorilor colegi ai noștri și din acest punct de vedere, cred că este de fapt cel mai important punct de vedere, contribuim cu cât mai mult cu putință la pregătirea lor cât mai temeinică. Studenții au convingerea că practica îi va ajuta să devină adevărați profesioniști. Trebuie să faci practică în momentul în care o să te angajezi, trebuie să știi ce să faci. La școală învățăm teoria și la spital punem în practică, ca să știm ce trebuie să facem la om. Ce îți place cel mai mult să faci? Să iei tensiuni, să faci injecții? În primul rând să faci omul bine, să știi că l-ajuți. Eu mi-am ales meseria asta din că îmi place să am grijă de oameni și să fiu atentă cu ei. Te ajută această practică pe tine în cariera ta? Da. Învățăm lucruri noi, care sunt eficiente, să știm și noi și îmi place. Chiar îmi place să salvez viețile oamenilor. Practicanții vor avea grijă de bolnavii de pe toate secțiile unității medicale.